Bine ai venit la o nouă lecție de informatică și TIC pentru clasa 8-a. Astăzi vom descoperi împreună cum putem construi algoritm elementar care identifică și prelucrează valorile șirului lui Fibonacci. Șirul lui Fibonacci conține o infinitate de valori, începe cu valorile 1 și 1, și apoi se adună ultimii doi termeni pentru a determina următorul număr din șir. Șirul Fibonacci este denumit după Leonardo din Pisa, cunoscut sub numele de Fibonacci, o prescurtare după titulatura Filius Bonacci, fiul lui Bonacci. În natură se observă că multe plante se dezvoltă într-o secvență de tip Fibonacci, în jurul tulpinei, cum ar fi conurile de pin care respectă o dispunere dată de numerele lui Fibonacci. Urmând o secvență din șirul lui Fibonacci, frunzele unor plante pot fi dispuse astfel încât să ocupe un spațiu cât mai mic și să obțină cât mai mult soare. Pornind de la valorile 1 și 1, situate pe pozițiile 1 și 2 din șir, se vor genera restul valorilor ca fiind suma celor două valori precedente. De exemplu, valoarea 2 se obține din însumarea valorii 1 cu valoarea 1. Valoarea următoare 3 din șir se obține din însumarea valorii 1 cu valoarea 2 și așa mai departe. Aplicație practică 1. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural n și afișează pe ecran primii n termeni ai șirului lui Fibonacci. De exemplu, dacă n egal cu 2, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul primii 2 termeni ai șirului lui Fibonacci sunt 1, 1. Iar dacă n egal cu 6, atunci în urma execuției programului, mesajul afișat va fi primii 6 termeni ai șirului lui Fibonacci sunt 1, 1, 2, 3, 5, 8. Afișarea primului mesaj se face pe o linie, iar a valorilor corespunzătoare șirului respectiv se face pe următoarea linie. Pentru rezolvarea problemei vom utiliza o variabilă întreagă n, în care vom citi de la tastatură o valoare de intrare reprezentând numărul de termeni din șirul lui Fibonacci ce vor fi afișați. Se declară și apoi se inițializează cu 1 cele două variabile întregi a și b, reprezentând termenii curenți ai șirului lui Fibonacci. Se afișează primii doi termeni ai șirului, adică cele două valori de 1, și se micșorează cu două unități valoarea variabilei n pentru actualizarea numărului de valori care mai trebuie afișate. Se utilizează instrucțiunea repetitivă while pentru a afișa restul de elemente din șir. În variabila c se calculează valoarea termenului următor din șir, ca fiind suma valorilor variabilelor a și b. Variabila a preia valoarea variabilei b și variabila b preia valoarea variabilei c și astfel se avansează în șir. Valoarea variabilei n scade cu o unitate. Din instrucțiunea repetitivă while se va ieși în momentul în care valoarea variabilei n ajunge 0, și deci au fost afișate toate valorile din șirul Fibonacci solicitate. La execuția programului, dacă pentru n se citește valoarea 6, atunci vor fi afișați primii 6 termeni ai șirului lui Fibonacci, iar dacă pentru n se citește valoarea 20, programul va afișa pe ecran primii 20 de termeni din șirul lui Fibonacci. Aplicație practică 2. Scrieți un program în limbajul de programare C++
care citește de la tastatură un număr natural N cu maximum 4 cifre. Verifică dacă N este termen al șirului lui Fibonacci și afișează pe ecran un mesaj informativ sau mesajul nu în caz contrar. De exemplu, dacă e egal cu 2, atunci în urma execuției programului, mesajul afișat pe ecran va fi valoarea 2 este termen al șirului lui Fibonacci. Iar dacă e egal cu 7, atunci în urma execuției programului, mesajul afișat pe ecran va fi nu. În programul principal se declară variabilele întregi N, A, B și C. Cu ajutorul instrucțiunii SIN se citește de la tastatură o valoare pentru variabila N și se verifică dacă N este termen al șirului lui Fibonacci. Variabilele A și B vor reține termenii curenți ai șirului lui Fibonacci și vor fi inițializați cu valoarea 1. Se construiesc treptat termenii șirului lui Fibonacci prin instrucțiunea repetitivă do while. În variabila C vom determina următorul termen din șirul lui Fibonacci ca fiind suma valorilor variabilelor A și B. Se avansează astfel în șir. Variabila A preia valoarea variabilei B și variabila B preia valoarea variabilei C. Structura repetitivă se încheie în momentul în care valoarea variabilei N este mai mică sau egală cu valoarea variabilei A. Cu ajutorul instrucțiunii condiționale IF se verifică dacă valoarea variabilei N este egală cu valoarea variabilei A, caz în care se afișează un mesaj informativ de confirmare. Iar în cazul în care valoarea variabilei N nu este egală cu valoarea variabilei A, mesajul afișat de program va fi nu. La execuția programului, dacă de la tastatură se citește valoarea 1, se observă că este termen al șirului lui Fibonacci. La o nouă execuție, dacă valoarea citită de la tastatură este 7, mesajul afișat este nu. Și la următoarea execuție, dacă de la tastatură se citește valoarea 13, aceasta este o valoare termen al șirului lui Fibonacci. Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare C++, care citește de la tastatură un număr natural N cu maximum 9 cifre și afișează pe ecran toți termenii șirului lui Fibonacci, mai mici sau egal cu N. De exemplu, dacă e egal cu 20, atunci valorile afișate pe ecran în urma execuției programului vor fi 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Felicitări! Astăzi ai învățat despre cum poți construi algoritmi elementari care identifică și prelucrează valorile șirului lui Fibonacci.